Este vorba despre o grevă administrativă referitor la aberațiile fiscale pe care actualul guvern PSD le aruncă fără noimă, fără a avea o predictibilitate, fără a gândi o sustenabilitate, fără a se gândi ce se întâmplă în anul viitor. Suntem într-un punct de inflexiune major. Nu știu dacă oamenii realizează. Cursul euro-leu a ajuns la un maxim istoric, peste 4,63 de lei. Inflația se apropie de 3% și se vectorizează, conform spuselor președintelui BNR, spre 4% în această primăvară. Ea a fost asumată în programul de guvernare la 1,7. De asemenea, deficitul bugetar se apropie de 3% și de asemenea se anunță a fi undeva în jur de 4,1% în primăvară. El a fost asumat în maxim 3%. Vorbim despre propuneri fiscale aberante, care nasc numai controverse, care creează o disfuncționalitate majoră fără să aducă un plus semnificativ. Ne referim aici la transferul contribuțiilor de la angajator la angajat. Lucruri care se întâmplă bulversând zeci de mii de contracte. După cum se știe, angajatul are cu patronatul, cu administratorul firmei, o înțelegere între părți numit contract. Toate contractele vor sări în aer, pentru că modificându-se această plata taxelor sociale, toate vor trebui reluate. Vom vedea disponibilitatea, înțelegerea, puterea pe care patronatul le poate avea astfel încât să păstreze salariul net. Pentru că este o mare problemă crescând cheltuielile patronatului. În același timp, dincolo de acest transfer, se vine cu o taxă de solidaritate de 2,25% pe întregul fond de salarii. Ceea ce înseamnă atât salariile, cât și bonificațiile, salariile de merit, gradațiile, tichetele, orice lucru care ține de cheltuială de personal. Vă dați seama că e un nou bir pus pe capul mediului de afaceri. Vorbim așadar de lucruri care se întâmplă fără a lua în considerare că atât patronatele, sindicatele, societatea civilă, ONG-urile au strigat cu glas tare, cu subiect și predicat, că aceste lucruri creează mari disfuncționalități. Venim cu o altă măsură ca să ajungem la subiectul dumneavoastră, cu reducerea impozitului pe venit de la 16% la 10%. Cotă importantă din bugetele, mai ales a orașelor și municipiilor, care au mulți angajați, în special în mediul privat, și care prin această cotă contribuie semnificativ la bugetele locale, vor fi văduvite de fonduri semnificative în ceea ce privește dezvoltarea acestor localități. Vorbim de circa 20% în medie din bugetele UAT-urilor care vor dispărea din bugetele locale. Vorbim de circa 2 miliarde de euro care vor fi furate din buzunarul comunităților și duse în bugetul național la guvern. Bani care erau prevăzuți pentru dezvoltare, bani care erau prevăzuți pentru proiecte în desfășurare, pentru proiecte licitate, pentru proiecte care stau să înceapă, pentru gândirea și traiectoria de dezvoltare a comunităților în anul următor. Așadar, asistăm la o decapitalizare majoră a bugetelor locale. Iar primarii din țară, la unison, au ridicat această problemă, spunându-se că li se vor compensa, că vor fi gândite măsuri reparatorii de la guvern către aceste OAT-uri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că primăriile, înseamnă că comunitățile vor deveni mai dependente de bugetul național, vor deveni mai dependente de guvern, vor trebui să fie obediente față de factorul de răspundere care poate să canalizeze asemenea fonduri către teritoriu. Și către cine, primul rând, se vor duce aceste fonduri? Către localitățile care au primării PSD. Iată de ce strigătul nostru este unul de alarmă, este unul de îngrijorare. Vorbim de autonomie, vorbim de descentralizare.
Iată o măsură majoră de centralizare. Iată o măsură prin care fondurile comunităților, fondurile de dezvoltare pentru ca fiecare comunitate să o ducă mai bine și prin urmare nivelul de trai să fie unul care să crească de la an la an, este vizibil diminuat prin această măsură aberantă luată de guvernul PSD-ALDE. Am îndemnat astfel pe colegii mei din administrația publică locală să ia măsuri în vederea prevenirea acestui lucru. Iată, se pare că decizia e luată prin ordonanță de urgență. Vom aștepta și votarea ei în Parlament. Dar mai mult decât atât, eu am spus, dacă tot s-a luat această decizie, măcar cota din impozit de venit pe venit să fie majorată către OAT-uri, astfel încât cât mai mult din impozitul pe venit să rămână la dispoziția comunităților locale, astfel încât să poată acoperi acest deficit luat prin această măsură de a scoate banii din buzunarii comunităților. Ce înseamnă de fapt greva? Ce înseamnă de fapt greva fiscală? Nu vorbim de grevă fiscală, vorbim de o grevă administrativă aici. Vorbim ca administrațiile publice să manifeste în mod vehement, cu glas puternic. Deci nu vorbim de grevă fiscală, vorbim de grevă administrativă. Vorbim de greva comunităților, a primăriilor, a oamenilor care lucrează în primării, a direcțiilor de dezvoltare, a celor care monitorizează strategia de dezvoltare a unei localități, să ridice glasul, să facă manifestări, să lege banderole albe pe mână, să arate că astfel nu se poate. Eu vă dau un exemplu. La nivelul municipiului Roman vor dispărea circa 2 milioane de euro. Știți ce înseamnă aceste 2 milioane de euro care dispar din buget? Tot fondul de investiții pe un an de zile, fondul de reparații, capitolul de sport, mișcare artistică, culturală, toate acestea vor dispărea. De unde va lua bani municipiul Roman să susțină aceste activități? Nu știm. Pentru că noi trebuie să asigurăm în primul rând funcționarea orașului. Avem școlile, grădinițele, căminele, evidența informatizată a persoanei, direcția de asistență socială, poliția locală. Nu putem lăsa orașul în colaps. Noi trebuie să asigurăm în primul rând funcționarea orașului. Asigurând funcționarea orașului, sigur că capitolele importante de manifestare a entității locale de dezvoltare și regenerare urbană vor dispărea. Ce înseamnă asta? Condamnarea comunităților la subdezvoltare. Bun, și concret, ce inițiați în teritoriu? Nu, eu am dat un semnal de alarmă. Nu pot eu să inițiez. Colegii mei primari sunt cei cu care am discutat, sunt cei care deja sunt din ce în ce mai vehemenți. Nu eu ca o persoană pot organiza. Ei, ca și liderii comunităților, a administrației publice locale. Eu am atras atenția ceea ce se întâmplă și strigătul meu a fost auzit, a fost înțeles și s-au cuplat, au intrat în rezonanță cu acest mesaj. Dar patronatele propun grevă fiscală, deci Uniunea Patronatelor. Aia e propunerea patronatelor. Bun, greva fiscală înseamnă oprirea plății contribuțiilor, taxelor, impozitelor către buget, către ANAF. Aia e o altă măsură pe linia patronatelor. Dar ar fi fără precedent. Păi și măsurile luate de actualul guvern sunt fără precedent. Eu vreau să vă spun că tăierea salariilor în 2010 cu 25%, acea măsură proastă pentru români, eu am spus-o de atunci, dacă vă aduceți aminte, că poate părea o măsură bună pentru România, dar va fi o măsură proastă pentru români, aceea deja pălește în fața a ceea ce se va întâmpla în anul viitor. Iar semnalele principalilor indicatori macroeconomici ne dau dreptate și ne îngrijorează, precizând că anul 2018 va fi un an al declinului economic major sesizabil. Poate însemna, credeți că toate patronatele la unison, în afară de această Uniune a Patronatelor din România, vor achesa la o asemenea grevă fiscală? Ar fi dezastru pentru România. Ar fi dezastru, dar nu mai mare decât dezastru pe care îl produce în momentul de față acest guvern fantomă, acest guvern care își a mâncat primul ministru din primul guvern, apoi miniștrii pe rând pe care și devorează, măsurile aberante pe care le iau în justiție, în economie, în fiscalitate,
parcă sunt puși să lucreze împotriva propriei țări. Nu știu, avem o mare uimire, avem o mare îngrijorare și în același timp suntem cu toții strânși împotriva acestor lucru care se întâmplă și care vor duce România pe un drum al sensibilității și suprezenii economiei în anul următor. În aceste condiții este pregătit PNL-ul să intre la guvernare? PNL-ul este pregătit, are oameni, am înființat comisiile de specialitate, lucrăm deja la un program de guvernare, dar în momentul în care guvernul va pica, guvernul nu va mai fi considerat un guvern legitim pentru România, PNL dorește să se întoarcă la popor. PNL dorește să aibă loc alegeri și să putem avea un guvern legitim, legitimat prin voturile din Parlament, astfel încât România să fie o țară stabilă și să poată să iasă din acea marasmă, această marasmă în care PSD-ul a dus-o cu bună știință. Adică propuneți alegeri anticipate? Sigur că da. Și când ar urma să fie astea? Noi nu putem să estimăm niște pași atâta timp cât drumul n-a demarat prin gădirea guvernului. În momentul în care guvernul acesta va pica, în acel moment putem gândi o serie de pași și o cronologie a desfășurării evenimentelor. Ce-i cu moțiunea de cenzură? Moțiunea de cenzură se pregătește în acest sfârșit de săptămână și eu sunt la București. Luni o vom prezenta în biroul executiv a Partidului Național Liberal și cât de repede va fi propusă în Parlament.